Haide, haide! Haide, haide! Fraților, care mai știți povestea sau legenda Babei Duchia? Cea cu 12 cojoace. În momentul în care a plecat primăvara la munte, așa mai pe scurs, mai pe scurt, mă scuzați, spusă povestea, legenda. Hai, fata, hai, fata! Hai, fata, că n-am ce de-o, fata! Ce să spune? Animalul simte omul. Le iubești și ele te iubesc pe tine. Deci, legenda Babei Duchia. A plecat cu coana la munte cu oile primăvara și pe traseu, încălzindu-se, a început să dea câte un cojoc jos de pe ea. Câte unul, câte două, câte trei, până când a ajuns sus pe munte și acolo a rămas. De unde a apărut ăsta aici? O dau dintr-una în alta, un om bătrân, Dumnezeu să o dinească. Dar s-a perindat și pe la noi prin curte, spunea felul următor: băi, că mergi după oi, să mergi cu capul în jos, că te împiedici un bolovan și dai cu capul de el. Dacă mergi cu capul pe sus, mă scuzați, de fapt era invers. Mergi cu capul în jos, nu cu capul pe sus, pentru că dacă mergi cu capul pe sus, în momentul în care te-ai împiedicat de bolovan, ai căzut și să-i spar capul. Cred că așa e și în viață, tot timpul să ținem capul jos decât capul sus. Acum, Ana, fiecare îl ține cum dorește. Deci, povestea, legenda Babei Duchia. Când a ajuns baba în vârful muntelui, hai, fetele mele. Șava a dat și a rămas, de fapt, în cămașă. A înghețat, s-a prefăcut în stană de piatră și ea și oile. Ei, bine, legenda e mult mai lungă și mult mai complexă, dar pe scurt, pentru cei care nu știți, v-am readus eu aminte acum. Hai, de ce v-ați oprit aici lângă mine? Duceți-vă și voi mai încolo. Pe fermierul doare și mâna de la ciocanul ăsta. De unde a fi ciocanul ăsta? Ia uitați, fraților. Al meu sigur nu e. Cred că altuiva care a lucrat aici în trecut. Un ciocan vechi, uitați, cu ștanță pe el. Nu știu să vă arăt. Hai, v-am dus la apă. Mâncare, nu vreți să mai mâncați. Atunci, haideți să ne facem conacul. Să mergem și noi să mâncăm o măliguță cu o slăninuță și cu niște ceapă. Ah, mi-a venit apă în gură. Și stăm puțin del. După din nou la poiană, la drum. Ce faceți? V-ați strâns pentru poze aici? Ce? E calm. Ia uitați, fraților, apă. Fără apă, ce ne-am face? Ce ne-am face fără apă? A? Noi le aducem de două ori pe zi la apă. Indiferent dacă e cald, indiferent dacă e frig. Bine, acum a venit frigul, este soare, dar e frig. Pentru că, având foarte mult o tavă din belșug, necesită și trebuie să bea apă foarte multă. Degeaba îi dai animalului mâncare dacă nu îi dai apă. Ca și omul, degeaba avem mâncare și mâncăm de săturate și mâncăm de toate dacă nu avem apă. Mă, voi ce faceți aici, mă? Ce faceți voi aici, mă? Haide, haide că le-am pierdut, ia uite. Râul Telezen, județul Prahova. Râul Telezen a rămas foarte mic în copilărie, când eram eu la 14-15 anișori. Era foarte mare. Se și vede după albie. Foarte mare, mare. Foarte mare, mă scuzați. Băi, ce faci acolo? Faci baie? Dar acum este conducta băgată din baraj de la Măneciu până la Văleni. Apa este băgată pe conductă.
Aici avem o ursoaică cu doi pui. Ia uitați câinii, s-au dus. Acolo, ursoaică cu doi pui și când mai venim cu ele la apă, mai iese din când în când. Nu ne-a cauzat probleme, că Doamne ajută, avem câini buni, că suntem ciobani. Dacă eram pescari, aveam pește bun. Dacă suntem ciobani, avem oi buni. Și așa ar trebui să fie în cazul tuturor ciobanilor, tuturor celor care se ocupă cu creșterea animalelor. Să trecem pe partea cealaltă, pentru că aici e puțin mai mare apa. Și ele, vedeți, caută să bage tot mai adânc. Haide, fetele, haide! Haide la deal, că avem de urcat acum. Hai, venim de seară odată. Hai, pânserat. Apa, fraților. Trebuie apă. Fără apă nu se face nimic. Hai! Nu veni încoa. Du-te la mal acolo. Hai, la deal. Ia uitați, fraților, cât avem de urcat. Până acolo sus. A, ușurel, așa. Între oi. Aici trebuie să avem mare grijă, că avem o ursoaică cu doi pui. Și ne cam vizitează. Dacă nu ești atent, în mărăcini ăștia pe aici, de asta și luăm mai mulți câini cu noi când le dăm la apă, dacă nu ești atent, te trezești cu ea în uei. Haide, fetele, haide. Că în drum spre stână, mi-am dat seama că, de fapt și de drept, în momentul în care am început să vă spun despre legenda Babei Doche, am vrut să trag o concluzie și să scot în evidență următorul lucru și următorul aspect. Fraților, ce semnifică de fapt sau ce încearcă să ne transmită această legendă, această poveste? Că în viață, orice îi face și oriunde te-ai duce sau cu oricine ai avea de face, nu încerca să fii măreț, nu încerca să fii peste el sau să dai dovadă că tu ești mai inteligent, că tu le știi pe toate, că tu ești alfa și omega. Fraților, toți suntem egali în fața lui Dumnezeu, să știți. Acum că pe pământ unii ne credem mai inteligenți decât alții, nu zic că nu ar fi adevărat. Că na, fiecare ne înzestrăm, de fapt ne înzestrează Dumnezeu în momentul în care ne lasă pe acest pământ cu anumit nivel și grad de inteligență, dar pe parcurs, odată ce creștem și evoluăm, decidem fiecare în ce direcție să mergem. Pentru cei care încă mai lucrează pământul, se știe destul de clar că nu degeaba te îmbraci bine în momentul în care pleci și mănânci bine în momentul în care te ridici din pat și pleci la treabă. Pentru că nu se știe ce ți-aduce secunda următoare.
Nu ești într-un birou. Ai dat o comandă, a venit curierul și ți-a adus mâncarea. Pe poiană, pe poiană, dai de urs, dai de lup, dai de ploaie, dai de vânt. Multe obstacole, așa că dimineața trebuie să pleci pregătit la drum, să fii hotărât, un om hotărât. Dacă pleci doar să faci umbră pământului, asta e, bun, am deviat. Deci, nu e nimeni perfect, nici eu, am foarte mari defecte și eu. Greșesc mult, judec mult, poate nu arăt de fiecare dată ceea ce am eu în cap, sau pe cine judec sau pe cine critic. Critic cu gândul și cred că e un păcat mult mai mare decât dacă aș face-o cu vorba. Dar nu contează, o să decide Dumnezeu pedeapsa mea când mi-a venit ziua. Ideea este că totuși, în momentul în care ne trezim dimineața, ar trebui să ne aducem aminte că scopul nostru pe acest pământ e să ne bucurăm de cele pe care ne le-a dat Dumnezeu, atât trupești sau materiale, să spun așa, cu o limită, cât și sufletești, mai ales spirituale, sufletești. Dar lăsați răutate și haideți să o lăsăm odată, pentru că nu vedeți unde am ajuns, nu vedeți în ce lume am ajuns să trăim. Nu știu, cred că eu sunt la vârsta în care am prins ultima generație de bătrâni. Că mulți spun, da domnule, bătrânii noștri erau altfel, n-aveau școală, dar erau altfel față de cei din ziua de astăzi. Iar cei din ziua de astăzi cu școală, bine, cu școală, între ghilimele sunt școală, nu mai au bun simț, nu mai au respect. Fraților, eu spun altceva. În zilele de mult apuse, oamenii aveau credință, aveau frică de Dumnezeu. Acolo exista diferența între clasele sociale de atunci și clasele sociale de astăzi. Astăzi nu mai există frică de Dumnezeu. Nu mai există credință. Și de asta suntem unde suntem. Dar cine sunt eu până la urmă să judec pe unul și pe altul? Doamne ajută! Numai bine! Fiecare să facă ce vrea. Eu cu oile mele, restul cu ce dorește fiecare. Sănătate mult! Hai, fetele, ce facem? Hai să vă dau drumul la apă și aici. Da, dacă vreți voi să beți aici. Da, mă duc și eu să mănânc și eu puțin, că și mie mi-e foame. Numai bine.